Vom vedea lovituri la fel de puternice pentru kilograme. Că vom crește în categorie, mergem la 80 de kilograme. În colțul albastru, de la CSA Gigea, antrenat de Daniel Asaftei, Iulian Albăceanu! Acesta este Iulian Albăceanu. De la CSA Gigea se va lupta cu Alexandru Cireșescu de la Pitbull Gym Tulcea. Mult timp Iulian Albăceanu s-a antrenat singur, preluat de Daniel Asaftei. În colțul roșu, de la Pitbull Gym Tulcea, antrenat de Ionuț Becherute, Alexandru Cireșescu! Suntem la categoria 80 de kilograme. Vor fi 3 runde a 3 minute. Meciul sfășoară pe durata a 3 reprize de câte 3 minute, arbitru în ring Nicu Vasiliu, și să auzim aplauzele voastre pentru domnișoara care ne anunță că vine prima rundă. Nicu Vasiliu, arbitru în ring. Emoții mari pentru Daniel Asaftei, antrenorul lui Iulian Albăceanu. Un plus de experiență pentru Iulian. Să vedem dacă acest lucru va conta. Foarte bun răspunsul lui Alexandru Cireșescu la procedeul oferit de Iulian Albăceanu.
Lovește bine acolo Iulian Albăceanu. Îl ține sub control pe Cireșescu. Foarte multe lovituri încasate de Alexandru Cireșescu. Galeria lui Iulian la înălțime și la propriu și la figurat. S-ar putea să fie knockout. Excelent, lovește Iulian. Gata. Ar trebui să fie gata. Extraordinar meci făcut de Iulian Albăceanu. Poate cel mai frumos knockout de până acum. L-a avut tot timpul sub control. Knockout spectaculos. Învingător prin knockout, Iulian Albăceanu. Festivitate de premiere. Foarte frumoasă această luptă. Îl felicităm și noi pe Iulian Albăceanu. Sportiv la CSA Gigea, antrenat de Daniela Saftei. Aplauze pentru cei doi sportivi. Continuă.